Slavit să fie Domnul! Vit frași și surori, dragă biserică, este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu înaintea dumneavoastră și mă rog din toată inima ca în seara asta Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Amen. Cred că unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a dat ființei umane este puterea imaginației. Când este folosit așa cum trebuie, puterea imaginației. Ne poate ajuta chiar și în momente de cumpănă. Să vedem soluții acolo unde para nu fi soluții. Să descoperim drumuri acolo unde nu para fi drumuri. Puterea imaginației este importantă. Pentru minutele care ne stau înainte, vreau să vă rog să folosim acest dar pe care ni l-a dat Dumnezeu. Imaginația. Și de ce zic asta? Vreau în, în după-amiaza asta să vă invit să mergem împreună într-o călătorie. E adevărat că nu putem pleca de aici. Și chiar dacă am putea pleca de aici, în călătoria în care vreau să mergem, nu putem ajunge pentru că ea e în trecut. Trebuie să mergem undeva în trecut. Ne ducem în Egiptul Antic. Am venit cu o invitație la dumneavoastră, suntem invitați la o întâlnire de familie. În Egiptul Antic. Intrăm într-o casă, Apropo, ați venit? Sunteți gata? Mergem! Mergem! Sunteți convinși? Amin! Acum, când mergem către casa asta, veți remarca pe drum, la răspântii, din loc în loc, santinele, soldați, soldați egipteni. Vom descoperi la finalul mesajului de, de ce sunt ei acolo. Pătrundem în casă, trebuie să ne facem un pic mai mici, pentru că, în general, casele din vremea aceea erau un pic mai, nu atât de înaltă ca ceea ce avem noi astăzi. Pătrundem în casă și vom asista la o întâlnire dintre un tată și copiii lui. Dacă vă uitați și ați reușit să pătrundeți cu puterea imaginației în încăperea aceea, undeva pe pat, în capul oaselor, stă un bătrân. Are 147 de ani. 147 de ani. Chiar dacă are vârsta asta, să știți că e în continuare lucid. Cuvintele lui sunt cuvinte puternice. Ce are el de spus, de transmis, în seara asta la care noi participăm, la întâlnirea cu copiii lui, va fi atât de puternic încât peste ani, peste milenii, încă se va vorbi de aceea zis el. Tatăl ăsta este un tată bogat. Nu-i bogat neapărat prin prisma experiențelor pe care le-a avut, deși a fost un om cu o viață tumultoasă. Nu-i bogat neapărat prin prisma lucrurilor pe care a reușit să le e, obțină, deși de-a lungul anilor a reușit să facă afaceri bune. A reușit să transforme aproape pe tot ce punea mâna, în aur. Tatăl este bogat pentru care mulți feciori, 12 fii, și toți fii sunt acasă. E la capătul drumului. La scurtă vreme după textul pe care îl vom citi în seara aceasta, bătrânul spune scriptura că și-a tras picioarele în pat și a murit. Iar la capătul drumului vrea să transmită câteva învățături fiilor care sunt lângă el, celor care s-au adunat să-l asculte și să-i aducă prin prezența lor respectul pe care îl purtau. Stau de vorbă cu el și bătrânul începe să vorbească, cuvintele lui sunt încărcate de sensibilitate, de profunzime și bineînțeles că au un aspect profetic foarte pertinent. Până la urmă, cei 12 vii care stau acum în jurul lui, trebuie să ne ferim să nu stăm noi prea mult așa, să îi lăsăm pe ei să stea acolo, cei 12-vi vor forma în decursul istoriei una dintre cele mai puternice și mai longevive națiuni ale pământului, națiunea lui Israel. Tatăl se ridică și începe să vorbească. Dincolo de aspectul profetic al textului, nu ne vom ocupa de asta în seara aceasta, dincolo de accentele profunde pe care le are, v-aș chema momentul în care citim textul să-i remarcați emoția pe care acesta o poate stârni. Forța pe care bătrânul o pune în cuvintele pe care le adresează și mai ales felul în care rostește deasupra copiilor săi o ultimă binecuvântare. Sunteți gata să citim textul? Dacă da, vă chem să ne ridicăm în picioare pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că nu este un ritual ceea ce am făcut, este un act de închinare. Deschidem, în, așa cum probabil deja bănuiți, în Geneza, în capitolul 49. Începem cu versetul 1, vom continua până la versetul 7 inclusiv, apoi vom uh, sări câteva versete și vom începe iarăși de la versetul 22. Geneza, capitolul 49, începând cu versetul 1. Eu găsesc textul acesta ca fiind unul dintre cele mai frumoase texte ale vechimii, un text de o profunzime și de o putere care și astăzi mă impresionează și mă atinge. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis, strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fia lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Și acum îi ia pe rând. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârgătăriei mele, întâiul în vrănicie și întâiul în puternic, nevalnic apele, Tu nu vei mai avea întâietate, căci Te-ai suit în patul Tatălui Tău, mi-ai spurcat patul, suindu-te în el. Simeon și Levi sunt frați, Săbile lor sunt niște unelte de silnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și voi risipi în Israel. Versetul 22. Iosif este vrăstarul unui pom roditor. Vrăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au atâțat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui tot puternic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui mamei, binecuvântările tatălui tău. Întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Amin. Amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Și de asemenea, vă chem să rămânem încă în cameră. Cu puterea imaginației, aș vrea să rămânem acolo, să nu plecăm. Ceea ce vreau să facem, imediat după ce termină întâlnirea, după ce Iacov spune tot ceea ce are de spus, aș vrea, tot cu puterea imaginației, să facem un lucru care se va dovedi aici și acolo periculos, Aș vrea repejor, repejor, după ce ies din cameră, să mergem după câțiva dintre ei, cel puțin după ăștia patru de care am citit. Și să întrebăm o singură întrebare, o întrebare directă, simplă, care este lecția majoră a vieții tale? Dacă ar fi să reduci tot ceea ce ai trăit la o lecție într-o singură propoziție, ce ne-ai putea spune? Dar înainte să facem asta, pe măsură ce îi lăsăm să-și vadă de treburi, haideți să facem, vă chem să facem un scurt survol al textului ăsta, în câteva idei, idei care ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce spune Iacov aici. Suntem așadar la un moment profund, emoționant, al întâlnirii dintre un tată care moare și fiii săi. Chiar așa, așa începe textul. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis, și remarcați ce zice el, Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Și așteptarea pe care o ai, așteptarea pe care ți-o naște cuvintele astea, este că Iacov, după aceea, va începe să vorbească despre ce? Despre viitor. Despre viitor. Că cuvintele lui vor fi încărcate cu element profetic, vor fi călăuzite de Duhul lui Dumnezeu și că Iacov ne va vorbi despre viitor, despre felul în care se construiește viitorul, despre felul în care apare viitorul, despre cum poate avea cineva un viitor luminos, despre cum poate ajunge cineva, cum sunt copiii lui, să construiască o națiune care să dăinuie, despre cum poate, iată unul dintre secretele pe care istoria încă nu le-a dezlegat, cum poate o națiune să dispară în exil pentru o perioadă așa de lungă de timp cum a dispărut Izraelul și să se regăsească după aceea, să fie capabilă să-și construiască o altă națiune din nou. Dar Iacov nu vorbește nimic despre asta. Avem tendința, textul ne naște această așteptare că va vorbi despre viitor și într-adevăr, cumva este prins aici și viitorul. Dar ce este interesant, mi-am notat eu aici, în cuvintele lui Iacov, după ce le ia pe fiecare dintre copiii lui, remarci că în cuvintele lui nu vorbește doar despre viitor, ci vorbește și despre trecut foarte mult. Vorbește despre prezent foarte mult. Vorbește despre ce-au făcut copiii lui și despre ce-au devenit copiii lui până ziua de astăzi. Cu alte cuvinte, Iacov pare a transmite această lecție pe care cu siguranță cei mai mulți dintre noi o cunoașteți. Viitorul începe azi. Acum. Nu mâine. Viitorul începe acum. Mai sunt câteodată tinerii, dar nu doar tinerii, mai au această idee că viitorul adevărat, domnule, viața aceea pe care o visează, la care se așteaptă, viața aceea pe care și-o doresc din toată inima, ea va începe mâine. Mâine însemnând când vor găsi persoana potrivită. Să se căsătorească, iată, de atunci începe viitorul. Nu se gândesc așa de mult despre, legat de felul în care ar putea deveni persoana potrivită. Ei vor să găsească persoana potrivită. Viitorul, deci, începe mâine când te căsătorești. Alții cred că viitorul va începe mâine când îți vei lua diploma. După ani de studiu, iată, viitorul va începe atunci. Alții, din potrivă, cred că viitorul va începe când vei ajunge la un loc de muncă. Când ceea ce vei avea deja în spatele tău, acea viață frumoasă va începe abia după ce ai ajuns în deplinătatea carierei tale, după ce ai ajuns să trăiești eforturile, rezultatul muncii tale de ani de zi, atunci începe viitorul. Unii cred că viitorul începe când se pensionează. Iacov pare a transmite că viitorul începe acum. Cu fiecare decizie pe care o luăm, cu fiecare faptă pe care o facem, cu fiecare idee la care gândim foarte, foarte mult, construim viitorul. Și nu este așa? El, viitorul, nu apare din neant. El nu vine de undeva și să ne copleșească cu bunătatea și cu frumusețea lui. El, viitorul, se construiește în fiecare zi. Cu fiecare decizie. La fiecare răspântie de viață, noi decidem viitorul nostru. Remarcați din nou felul în care vorbește Iacov. Începe prin a spune, veniți să vă vorbesc despre viitor. Și îl ia pe Ruben și spune despre trecut. Lăsând implicată ideea aceasta, că Ruben, viitorul tău, este legat indisolubil de trecutul tău. Pe Simeon și Levi nici măcar nu ia cum ajunge la ei. Nici măcar nu se uită la ei. Se schimbă verbele, se schimbă adresarea, totul. Persoana la care se adresează. Dar și viitorul lor este legat de trecutul lor. Dragă biserică, dragi tineri, iubiți frați și surori, viitorul începe astăzi. Nu avem ce viitor să așteptăm dacă nu-l construim începând de acum. Dacă nu luăm în calcul fiecare decizie pe care o luăm dacă nu cumpănim bine fiecare hotărâre a vieții noastre, nu avem la ce viitor să ne așteptăm. Viitorul începe astăzi. O, Doamne, dă-ne viitor luminos. Amin. Și toată biserica să zică, amin. amin. Dar, Doamne, dă-ne și înțelepciunea să-L croim luminos. Dă-ne și înțelepciunea să, și înțelepciunea să luăm deciziile care îl fac un viitor luminos. Amin? Ăsta este primul adevăr care reiese din textul acesta care reiese din vorbele, din felul din care se adresează Iacov. Dar mai este ceva. Mai avem un pic de vreme să supunem și pe asta că urmează să plece, trebuie să ne ducem către ei. Mai sunteți acolo? Cu putere imaginației trebuie să rămânem acolo. E important să rămânem acolo. Mai este un adevăr aici. Iacov și adună fiii. Câți ani ziceam care? 147 de ani. Un bătrân bine, încă lucit. Unii dintre dumneavoastră aveți acasă bătrâni. Când își adună copiii sau nepoți în preajma patului, ce vor să facă? Să povestească. Să povestească. Iubesc să povestească. Și își aduc aminte cu cât vârsta e mai înaintată, cu atât capacitatea de a merge în trecut e mai mare. Dacă e vârsta mai înaintată, sunt capabili să-ți povestească de ce au făcut la 10 ani, la 15 ani, la 20 de ani. Le place să povestească. Domnul să-i binecuvinteze. Iacov a de ani și avea ce poveste. Avea ce poveste. Ce fel de bărbat fusese. Putea să le zică că... veniți, vă... veniți să vă zic veniți să vă zic ce înseamnă să îți înșel tatăl și fratele și apoi să fugi de teamă. Veniți să vă zic ce înseamnă să mă înșele socrimi și să încerc să-mi fac o avere din munca pe care am ținut-o. Vrei să vă zic cum a fost să mă căsătoresc cu cineva seara și dimineața să mă trezesc că m-am căsătorit cu altcineva. Să vă povestesc cum într-o noapte m-a dormit cu capul pe piatră, am visat pe Dumnezeu, locul ăla era sfințit și șmecher. Cumva l-am determinat, am vrut să-L determin pe Dumnezeu să fie cu mine în călătoria mea. Dacă vei fi, am spus atunci, ce copil la minte eram să vă povestesc. Să vă povestesc cum la întoarcere, tot într-o noapte, m-am întâlnit cu cineva ce nu era uman și m-am luptat cu el toată noaptea pentru a obține binecuvântarea. Ați auzit că oamenii mai râdeau de mine că șchiopăt? Știți de când șchiopăt? de la lupta aceea, din noapte aceea. Să vă povestesc lucrurile astea. Să vă povestesc cât de teamă mi-a fost să mă întâlnesc cu fratele meu, Iacov. Cum i-am lăsat soțiile și copiii în spate, ca nu cumva Iacov să îi moare și pe ei, dacă e pornit să facă asta, să mă moare doar pe mine. Veniți să vă povestesc. Le-a spus ceva din toate astea? Nu. Iacov avea și forța de a privi în viitor și de a vedea. Dumnezeu îi deduse asta. Veniți să vă spun cum puteți să construiți o națiune puternică. Veniți să vă spun cum puteți să fiți cap și nu coadă. Totdeauna sus și niciodată jos. Le-a spus asta? Nu. Dar dacă, dacă vă uitați din nou în text, mai ales în tot textul, îi ia pe rând pe fiecare în parte și de vorbește despre cine au devenit, ce fel de oameni sunt. Pentru că a doua lecție importantă a textului ăsta nu este doar aceasta. Că viitorul începe acum, cu fiecare decizie pe care o luăm, ci că pe măsură ce ne construim viitorul, caracterul contează. Mă aude România? Generația asta? Generația mea mai aude? Că nu contează în mulțimea banilor neapărat? Că nu contează câte diplome ai putut să înghesui? Contează caracterul contează caracterul. Mai mult decât toate celelalte contează ce fel de om devii. Că nu e atât de cumplită minciuna aceea, ci este cumplit felul în care ea te transformă și te face un mincinos. Asta este cumplit. Caracterul contează. Uitați-vă la el, ia pe Ruben. Câte cuvinte frumoase folosește în dreptul lui. Și la capătul drumului spune Ruben dar caracterul contează, Ruben. O generație care trăiește alimentându-se, cum este generația mea, generația noastră, din relativismul moral. O generație care îi se pare că adevărul nu doar că a fost luat în discuție și găsit ușor și fiecare dintre noi are propriul adevăr, ci că adevărul nici măcar nu mai este o căutare. Unei astfel de generații trebuie să spunem că există lucruri care rămân în picioare de la facerea lumii până la capătul ei și printre ele este și caracterul. Că poți, poți să ai câți bani vrei tu, că poți să fii cât de suscărițat social îți dorești, că poți să ajungi să-ți facă oamenii statuie. Dacă n-ai caracter, urma pașilor tăi în vale este cumplită și oamenii din jurul tău nu te-au dorit, nu te-au iubit. Caracterul contează. Contează. Permiteți-să zic ceva tinerilor. Mulți dintre voi, poate un pic mai tineri decât mine, vă întrebați dacă poate fi viitor în România. Dacă merită să stai în țara asta. Vă spun că da. Poate fi. Cu Dumnezeu poate fi viitor în România. Vă spun că da, cu Dumnezeu poți construi în țara asta. Uneori mai bine am învățat asta în ultimii ani, mai bine decât în țările occidentului. Poți construi aici viitor poți să-ți dea Dumnezeu aici binecuvântare și nădejde. Ba mai mult, îndrăznesc să vă spun asta. Dumnezeu vă poate duce mai sus decât vă chipuiți voi vreodată. Mai sus. Vă poate pune în contexte, vă poate ridica în poziții, vă poate da lucruri pe care, la care voi nici măcar nu îndrăzniți în momentul ăsta să visați. Marea întrebare nu se pune asta, nu e asta, dacă vă va da Dumnezeu lucrurile astea. Și marea întrebare pe care mi-o pun eu în fiecare zi, marea întrebare pe care cred că ar trebui să-și o pună tinerii la fiecare etapă de viață, este, voi avea caracterul care să mă susțină în locul în care mă va duce Dumnezeu? Voi avea caracterul acela? Mulți oameni urcă rapid pe scara socială, urcă rapid pe scara financiară, urcă rapid în tot soiul de contexte, dar ai zice că nimic nu-i de jos de acolo până când descoperim caracterul. Și de acolo coboară rapid, pentru că au avut poziția, dar nu au avut caracterul. De aceea, cu toată responsabilitatea, vă spun în seara asta, urmăriți diplomele, urmăriți să munciți și să faceți ceva cu viața voastră. Dar mai presus de ele, urmăriți să fiți oameni de caracter. Societatea noastră se va vindeca familiile noastră se vindecă cu oameni de caracter, care când spun un lucru, îl fac, care când și-au dat o promisiune, chiar dacă a fost în detrimentul lor, și-o împlinesc, care rămân onești, verticali, înaintea lui Dumnezeu. Caracterul contează. De ce contează caracterul? Pentru că ea are partener, el îl are partener de drum pe Dumnezeu. De aceea contează caracterul. Pentru că Dumnezeu se însoțește oameni de caracter. fă și pe noi, Doamne, unii din ei și toată biserica să zică amin. amin. Și acum trebuie să ne grăbim că pleacă. Mai sunteți în cameră, da? Trebuie să ne grăbim că se vor duce și vreau să-i oprim la final pe fiecare dintre ei, cel puțin pe ăștia patru, și să le spunem întrebarea asta. Să încercăm să obținem răspuns la întrebarea asta de la ei. Care este lecția majoră a vieții tale? Să nu vă închipuiți că sunt niște puștani care mai au niște lucruri de rezolvat, o identitate precară, încă nu știe exact cine sunt și au de făcut nici vorbă. Unul dintre cei mai tineri, nu cel mai tânăr, dar unul dintre cei mai tineri dintre ei de aici, Iosif, în momentul ăsta, spun cercetătorii Bibliei care avea între 47 și, și 50 de ani. Deci nu-i chiar atât de tânăr. Încă tânăr, zic eu, încă tânăr, dar nu-i chiar atât de tânăr. Și-au rezolvat multe dintre probleme pe o altă parte le cară după ei, cert este că acum se vede mai bine, la vârsta pe care o au, se văd mai bine rezultatele alegerilor pe care le-au făcut. Și ne oprim în dreptul primului. luăm pe Ruben deoparte, cel mai bătrân dintre ei, și întrebăm, Ruben, care este lecția majoră a vieții tale? Ce ne spune tu să respectăm noi în viața noastră, după anii pe care i ai petrecut tu, și cred că Ruben ne-ar spune, citind textul ăsta, cred că ar face-o cu ochii înlăcrimați. Știi care e lecția majoră a vieții mele? Știi ce sfat ți-aș da? Respectă regulile. Respectă regulile. În locul în care ești. Respectă, cunoaște și respectă locurile. Cunoaște și respectă regulile lui Dumnezeu. Cunoaște și respectă regulile lui Dumnezeu respectă regulile. Remarcați cum începe textul atunci când vine vorba de Ruben. Cu atât de multe cuvinte frumoase, așa de deschis, așa de apreciativ este Iacov la adresa lui. Mă gândeam adeseori că mi-ar fi plăcut ca și tatăl meu să-mi spună la fel mie, despre mine. Să-mi spună exact cuvintele astea. Eu sunt și întâiul născut a tatălui meu, Ruben, întâiul meu născut, zice Iacov, puterea mea și pârgătăriei mele. Întâiul în venicie și întâiul în putere. Navalnic capele. Nu stă nimic în calea ta. În momentul în care ți-ai pus în cap ceva, în momentul în care ai hotărât să faci ceva, Ruben, tu vei face. Mă uit la tine, pare a spune Iacov, toată viața ta a fost o mare promisiune. O mare promisiune. Ai avut așa de multe lucruri. Ai fost așa de binecuvântat de Dumnezeu. Nu numai că ai fost întâiul meu născut, deci Posibil, spiță regală. Nu doar asta, ai fost întâiul în vrednicie. Ruben, ție nu trebuia să spună nimeni ce să faci. Făceai. Ai fost întâiul în vrednicie. Dacă te lăsam pe tine acasă, Ruben, știam că lucrurile se vor rezolva. Întâiul în vrednicie. Întâiul în putere. Când toată lumea ha, obosise. Ruben încă era pe metereze. Întâiul în putere. Gata să treacă peste orice obstacol. Ruben. Viața ta a fost o mare promisiune. Din păcate însă, o promisiune care nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit, Ruben. De ce? Ne uităm la ochii triști al lui Ruben. De ce, Ruben? Pentru că n-am respectat regulile. Pentru că într-o zi am făcut o pasiune pentru o țiitoare a tatălui meu. M-am crezut mai special. și am călcat regula. Și în ziua aceea am pierdut tot. Tot. Asta ar fi lecția majoră a lui Ruben. Respectă regulile și atunci când ești omul unor mari promisiuni. Respectă regulile și atunci când ești omul unor mari daruri. Să nu lași niciodată darurile să te ducă în eroare. Chiar dacă ești un om foarte dăruit și tu, trebuie să respecti regulile. Chiar dacă ești un om capabil, chiar dacă ești un om special, un om extraordinar, un om care are așa de multe daruri, care au așa de multe promisiuni, tu să respecti regulile. M-am întrebat în timp ce pregăteam mesajul ăsta, oare care a fost ziua în care Ruben a decis că regulile nu sunt și pentru el? Că el este parte dintr-o categorie mai specială, un fel de uh, oameni aparte, domnule, care, cărora nu se le aplică neapărat regulile, în dreptul cărora ar trebui să închizi ochii, pe care ar trebui să-i lași să Cape. Când a fost ziua aceea? Oare când s-a uitat în oglindă și a realizat pentru prima dată că era cel, cel din tâi născut al lui Iacov, deci, așa cum spuneam, posibil, spiță regală? Că fiii lui vor moșteni mai mult decât ceilalți? Oare când a fost ziua în care a început să se considere aparte? Ziua în care și-a dat seama că el este un om de bază, în familie, că nu se poate fără el? el este omul cu ochii deschiși, omul care vede nevoile mamei sale, aduceți-vă aminte că el este cel care va aduce mandragorile de pe câmp. Il va aduce mamei sale, care vede nevoile, are ochii deschiși, care este responsabil. Ruben era responsabil. El este cel care va lua apărarea lui Iosif. El își va asuma responsabilitatea pentru Beniamin atunci când va fi vorba de Egipt. Un om responsabil. Întâiul în vrednicie, întâiul în putere, determinat, năvalnic capele. El își va sfrânge hainele la pierderea lui Iosif, își va asuma riscuri incredibile pentru a-l duce pe Beniamin în Egipt. Dar fapta era făcută, regula era încălcată. Respectă regulile. Poate că ești în Timișoara cu familia și ți se pare greu să respecti regulile familiei. Tu nu știi că ele sunt acolo ca parapeții. Dincolo de ele e prăpastia. Dar am venit, știu că nu-i popular ce zic, dar am venit să spun să respecte regulile. Poate că ești în Timișoara fără părinți, veni la școală. Ți se pare că aici este Eldorado. Ce se întâmplă în Timișoara, rămâne în Timișoara, așa -i? Am venit să-ți spun să nu-ți nenorocești viața regulile lui Dumnezeu au rămas valabile și în Timișoara. Să nu ți ne viața. Respectă regulile. Poate te uiți la tine, te-ai într-o familie cu promisiuni, o familie cu dare de mână, capabilă să-ți dea, să-ți ofere. Să n-ai niciun moment în care să te uiți în oglindă și să crezi despre tine însuți sau însăți că ai devenit un special și o specială. Că regulile se suspendă pentru tine, că va cumpăra tata tăcerea cuiva tăcerea lui Dumnezeu nu se poate cumpăra. Respectă regulile. Pentru oricine. Doar un fum. Doar un tras pe nas. Și te-ai nenorocit. Respectă regulile. Doar o distracție de 5 minute și o viață de plâns și de amar. Respectă regulile. Și zic, Doamne, ajută-ne! Respectă regulile atunci când ești omul unor mari promisiuni. Unii se pierd cu fire aici. Când îi se pare că li s-a dat așa de mult, încetul cu încetul, ce repede ne dezvoltăm în cineva în mintea noastră. Cineva aparte. Nu ești aparte. Ești ca noi toți, ceilalți, care primesc din partea lui Dumnezeu și daruri și sprăfnicii. Du-ți sprăfnicia până la capăt și iubește pe Dumnezeu. Dar respectă regulile, Ruben nu doar era omul unor mari promisiuni, Ruben era și omul unor mari suferințe. Respectă regulile și atunci când ești omul unor mari suferințe. Și atunci trebuie să le respecte. Ruben, ce viață trebuie să fie avut băiatul ăsta, bărbatul ăsta. El era fiul Lei iar Lea a fost soția pe care Iacov n-a iubit-o niciodată. Niciodată. Când a văzut mandragorile pe câmp, închipuiți-vă ce trebuie să fi fost în inima băiatului este. Să se ducă repede cu ele, ca tata să vină acasă în seara asta. N-a crescut într-o familie în care să vadă cum este iubirea. Să înțeleagă cum este iubirea. Ne miră faptul că a căzut în, Într-un astfel de păcat, că a cofundat o pasiune din moment cu dragostea, el n-a văzut cum e dragostea. A fost omul care a văzut lipsa de dragoste și de apreciere pe care Iacov ar fi trebuit să-i o arate lui Leia. A fost omul care a văzut cum este să crești fără un tată și a făcut, n-a înțeles cum este dragostea adevărată. N-a văzut cum este dragostea adevărată. Și la primul foc care s-a aprins, Ruben a crezut că este dragoste. O, oh, Ruben. O, oh, Ruben nu era dragoste. Acolo era un parapet pus de Dumnezeu, cu bună intenție, foarte clar, nu trebuia să-l calci, Ruben. Ruben a fost omul unei mari, unor mari suferințe, lipsa tatălui de acasă, suferința mamei, toate astea trebuie să-l fi lovit într-un mod puternic, într-un mod puternic. Ascultă-mă, Poate că și tu ești omul unor mari suferințe. Poate că și tu ai crescut într-o familie în care ai fost abuzat, abuzată. Ai crescut într-o familie mai degrabă dezbinată decât unită. Într-o familie în care poate n-ai văzut niciodată cum arată dragostea adevărată și ești gata acum pentru orice apreciere să te arunci în brațele cuiva. Iertați-mă că vorbesc atât de deschis. Pentru orice cuvânt bun să crezi că acea persoană are ceva cu tine, să te duci după ea. Întotdeauna pentru mine a fost uimitor cum pot cădea fetele în capcana unor oameni ca frații tăi. De ce? Nu vezi cât de nenorocit sunt, dar poate că poate că n-au văzut niciodată dragostea adevărată. Poate că confundă dragostea cu suferință. Dar eu am venit în seara asta să vă spun că indiferent care este experiența ta de viață, Indiferent cât de mari sunt rănile, indiferent cât de cumplite sunt, eu știu, abuzurile la care ai fost supus, momentele dificile pe care le-ai trăit, indiferent de cum sunt, ele nu sunt și nu vor fi niciodată un pașaport pentru nerespectarea regulilor. Regulile sunt valabile și pentru tine. Și pentru tine. Dar mai trebuie să spun ceva aici ca să nu par un om cu inimă rece. Dar știu pe cineva care vindecă răni. Dar știu pe cineva care frânge lanțuri. Dar știu pe cineva care aduce din colțul vieții și de viitor și nădejde. Dar știu pe cineva care poate lua toate abuzurile în care ai fost tu, care poate prelua toate lucrurile nenorocite care ți s-au întâmplat și poate să se atingă de inima ta, de sufletul tău, de viața ta și să facă din tine un om întreg. Nu trebuie să suferi la nesfârșit. Nu trebuie să duci la nesfârșit ceea ce ți s-a întâmplat. Eu știu pe cineva care te cheamă să ierți. Și măsura în care tu ierți, pe măsură ce tu ierți, Hristos te ia în brațe și te iartă. Hristos te ia în brațe și te vindecă. Hristos te ia în brațe și îți dă viață nouă, șanse noi. Hristos îți arată adevărul. Adevărul este că tu nu ești singur. Adevărul este că poate că mama ta, poate că tatăl tău, poate că frații tăi, poate că ei te-au părăsit și te-au lăsat. Dar El, Amen. dar El nu te va lăsa niciodată singur. Dar el va fi tot timpul cu tine, de partea ta. Lui poți să-i dai toate suferințele tale. Nu fă din ele un motiv să trăiești dincolo de regulă. Nu fă din ele un motiv de a mai adăuga la suferința ta acum prin faptele tale. Alte și alte suferințe. Trebuie să ai un moment zero. Trebuie să ai un moment în care stai înaintea lui Dumnezeu cu viața ta. Dacă ești omul unor astfel de suferințe să ai un moment în care se i spui lui Dumnezeu, nu vreau să mă duc în viață cu bagajul ăsta după mine. Eu nu mai vreau să-l port, nu mai pot purta. Am văzut ce efecte are jurul meu. Te rog, eliberează-mă. Le las pe toate la piciorul crucii tale. Tu mă poți vindeca. Tu mă poți ridica tu poți lua toate cerile astea și tu, Hristoase Fiului lui Dumnezeu, poți să faci din ele, tu, tu întorci răul spre bine. Tu faci să dai apă din stâncă, tu faci drum prin pustie, tu poți să faci drum pentru mine și prin necazurile astea. Și poți să-mi dai viitor. Nu vreau, spune lui Dumnezeu asta, să trăiesc cu neiertarea asta din inima mea. Nu vreau să trăiesc în închisoarea asta, eu vreau să iert, dar nu pot. A fost prea mult, a fost prea nedrept ce mi s-a întâmplat. Te rog, dăm putere să iert. Iartă-mă pe mine să pot ierta la rândul meu. Eliberează-mă, Hristos. Știu pe cineva care are balsam pentru orice rană. Știu pe cineva care poate frânge orice lanț. Vino la Hristos, Domnul. Îți spun cu toată responsabilitatea în seara asta, nu lăsa rănile tale să fie un motiv pentru și mai multe răni. Vină la Hristos să-ți vindece sufletul și toată biserica să zică Amen. Ruben, care este lecția majoră a vieții tale? Respectă regulile. Chiar dacă ești un om special și chiar dacă te doare cum de tare tot ce ți s-a întâmplat, respectă regulile. Mai sunteți în cameră? Trebuie să mergem acum după doi, ne și frică să ne ducem după ăștia. Nici nu știu dacă se întrebăm sau nu, atât de fioroși sunt. Eu cel puțin așa mi închipui. Nici nu știu pe unde au ascuns vreun cuțit. Oameni de sânge. Oameni de luptă. Ii vezi pe stradă, te duci pe partea cealaltă ca să nu te întâlnești cu ei. Dacă ar fi să-i oprim pe cei doi, remarcați că sunt luați la pereche, Simeon și Levi, dacă ar fi să-i oprim pe cei doi și am întreba, ascultați-ne așa mai de departe, care este lecția majoră a vieții voastre? Cred că ei ne-ar spune așa, nu te lăsa strivit de sentimente. Nu te lăsa strivit, strivit, zic bine, de sentimente. Sau, în termen modern, să ai inteligență emoțională. Să-ți poți ține în frâu sentimentele. Să nu te conducă pe tine sentimentele tale. Tu să-ți conduci sentimentele. Remarcați schimbarea pe care o face textul din punct de vedere literar. Uitați-vă încă o dată în text. Cu Ruben, Iacov pare a fi apropiat, pare a se uita în ochii lui, pare a se adresa în mod aparte. Cu Simeon și Levi, când vine vorba de ei, pare că s-a întors cu fața la perete. Simeon și Levi. O, 147 de ani. Pe ultima sută de metri a vieții lui. Ai zice că e dispus să ierte. Că e dispus să uite. Că e dispus să lasă trecut în urmă. Nu-i cazul aici. Când se gândește încă o dată la Simeon și Levi, simte încă o dată cum îi crește pulsul cum începe sângele să-i curgă mai tare, cum îi bate inima mai puternic, nu, nu-i poate ierta, nu, nu poate înțelege nici acum ce s-a întâmplat, nu, nu poate să priceapă cum de-au putut fi atât de nenorociți. Simeon și Levi. Câte lecții n-am putea prinde din viața lor? M am întrebat în timp ce pregăteam mesajul dacă n-ar fi fost doi, dacă ar fi fost doar Simeon și doar Levi, ar mai fi devenit criminali împreună. Că unele fapte le facem doar prin asociere. Faptul că suntem prieteni cu cine nu trebuie la un moment dat, ceea ce care nu trebuie ne-a purtat într-o direcție în care n-ar fi trebuit să ne ducem, dar ne-am dus că n-am fi vrut să aibă o părere nu știu cum despre noi și iată-ne, în cazul lui Simeon și Levi, criminali. Criminali. Lecția asocierii rele. Remarcați cuvintele pe care le folosește Iacov aici. Mânie, răutate, prea mult, prea mult. O altă lecție de viață lui este lecția răutății. Cine câștigă până la urmă? Ăla care bate cu pumnul masă? La care răstoarnă masa? La care remușchi? Nu. La capătul drumului răutatea pierde. Ar trebui să afle asta societatea noastră, nu? La capătul drumului, cei blânzi vor moșteni. Ce blânzi. La capătul drumului răutatea doar pierde, niciodată nu câștigă. Nu răi vor moșteni pământul. Dar lecția majoră a vieților este asta. Țineți sentimentele în frâu. Și când zic sentimente, mă refer la întreaga pleiadă de sentimente care poate veni câteodată peste noi și ne este greu să le ținem piept. De la îndrăgostire prea devreme, până la mânie prea prins. De la furie care ți întunecă privire, până la răutate și dorință de răzbunare care este în stare să meargă mai mult decât ți-ai dorit vreodată. Țineți sentimentele în frâu. Țineți sentimentele în frâu. Să fii tu stăpânul sentimentelor tale. Ține -ți sentimentele în frâu, priviți la ei și atunci când ți se pare că ai, și asta e partea cea mai grea. Că ai dreptate. Povestea asta a lui Simeon și Levi nici măcar n-a început de la ei. Nici măcar n-a început de la ei. A început de la Dina, sora lor, care într-o zi a ieșit să vadă surorile cetății, fetele cetății. Și interesant, vedeți cum textul revine și tot revine la asta? Nici Dina nu cunoscuse dragoste. Pentru că nici ea nu o văzuse în familie. m aud părinții? Pentru că nici ea nu o văzuse în familie. Și a considerat că Sihem o iubește. Și textul biblic spune că o iubea. Și el l-a iubit pe Sihem. Iacov tocmai se așezase și construise casă, se liniștise. Greu lucru pentru Iacov, se liniștise. Dina s-a îndrăgostit, Sihem s-a îndrăgostit și Levi și Simeon au considerat că au fost necinstiți. Au considerat că Sihem și-a bătut joc de ei. A decis într-o zi, dacă vreți să vă încuscriți cu noi, trebuie să vă tăiați în S-au tăiat în Și în ziua în care s-au tăiat în Simeon și Levi au pus mâna pe sabie și s-au dus și au ucis toată cetatea. Vă închipuiți, venind înapoi trăgându-și săbile pline de sânge, ei plin de sânge din cap până în picioare. Tată, am făcut dreptate. Ce ați făcut? I-am ucis. Dar nu se poate să se pună cu noi. Dar cine se crede ei? Și în momentul ăla, totul s-a terminat. Iacov și-a strâns repede ca la și-a plecat. S-a făcut urât toții. Au crezut că au dreptate. Așa cum adeseori bărbații când sunt furioși cred că au dreptate. Adeseori când vrem să ne răzbunăm, credem că avem dreptate. Adeseori când ne-am îndrăgostit de cine n-a trebuit, ne-am permis să ne deschidem inima în fața cui nu trebuia, credem că n-ar trebui să se bage nimeni, că avem dreptate, este viața noastră țineți sentimentele în frâu și atunci când ți se pare că ai dreptate. Nu lăsa ca furia să te copleșească, nu acționa conform gândurilor care te năucesc. Stai liniștit un pic, trage aer în piept, întreabă un prieten, bate la ușa comitetului, întreabă i cum văd ei situația în care te afli tu. Lasă să treacă o vreme, nu acționa potrivit cu ceea ce te înnăucește. Nu te lăsa, permite să zic și asta, Știți că există un om în Scriptură care începe prin a fi supranumit de către tutorele lui, învățătorul care i-a fost dat de către tatălui împăratul Edidia? Știți cine era Edidia? Edidia se traduce prin iubitul Domnului. El era Solomon. Și știți cum sfârșește Solomon viața? cum scrie Scriptura că a ajuns Edidia, iubitul Domnului, scrie că târât de iubire. O iubire greșită, o iubire nepotrivită. Am venit înaintea dumneavoastră, în seara asta, uitându-ne la acești doi bărbați cumpliți, teribili, pe care Iacob nu-i poate ierta să vă rog, să nu vă lăsați târâți de propriile sentimente, să vă dominați sentimentele, să le Înduhovniciți, să le înduhovniciți. Spune Apostolul Pavel că orice gând trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. O, Doamne, ajută-ne la asta! Doamne, ajută-ne la asta! Greu lucru este câteodată, dar trebuie să înțelegem acest adevăr. Trebuie să aplicăm acest adevăr. Țineți sentimentele în frâu chiar și atunci când ți se pare că ai dreptate. Și mai e ceva legat de asta. Țineți sentimentele în frâu și gândește-te întotdeauna la consecințe. Gândește-te întotdeauna la consecințe. Niciun om nu este o insulă. Spune un proverb, un înțelept. Niciun om nu este o insulă. Adică faptele tale. Nu pot fi făcute într-o insulă de care nimeni nu este legat și deci nu are cum să afecteze pe nimeni. Toți suntem legați unii de ceilalți. Faptele mele cântăresc enorm în viața copiilor mei, în viața soției mele. Faptele mele cântăresc enorm în fața colegilor mei de slujire. Cântăresc enorm în fața bisericii pe care am slujit-o. Faptele mele cântăresc enorm în fața prietenilor mei. Nu, nu sunt doar eu. Este tot neamul meu. Sunt toți prietenii mei. Sunt toată, e toată isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu. De ce să mă las târât acum de sentimentele mele și să acționez impulsionat de ele, fără să mă gândesc că prin ele, prin ce fac eu, afectez așa de mulți oameni. Tu poate vrei să dai glas iubirii elea care ți-a întunecat minte și inima. te-ai întrebat vreodată cât vor plânge părinții tăi? Ai ascultat vreodată rugăciunile lor? De ce nu-ți dorești binecuvântare? De ce nu te scuturi? De ce nu înțelegi că lucrul ăla te va nenoroci? Țineți sentimente frâu? Țineți sentimente în Te-ai întrebat vreodată că mânia ta de acasă, faptul că ai obiceiul, mai ales când ești frământ, să fii teribil de nervos și de mânios și ca de obicei ne reversăm când suntem așa pe cine? Pe cei de aproape, cei care ne iubesc cel mai mult. Dar te-ai te întrebat vreodată că în felul ăsta construiești o moștenire neplăcută pentru copiii tăi? Țineți sentimente în frâul și gândește-te întotdeauna la consecințe. Dina va rămâne întotdeauna acasă, necinstită și fără soț. Ce efecte vor avea deciziile tale, acțiunile tale, felul tău de a vedea, de a face? Vezi, și suror, poate că sunt printre dumneavoastră oameni care zic, e, în privința asta eu n-am probleme. Dar eu cred că e adevărat ce spunea Domnul prin Eremia. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchii, care îți plătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Și închei acest punct rugându-mă înaintea lui Dumnezeu, pentru mine și pentru fiecare dintre noastre care este de acord cu mine. Doamne, cercetează-ne inima și dă-ne puterea să ne ținem sentimentele în frâu și toată biserica să zică Amin. Mai avem unul. Trageți aer în piept. Simțiți că miroasa parfum scump? Este cineva în camera asta parfumat cu parfum scump? În camera aia, imaginare. Ați văzut gărzile? Pe măsură ce am venit aici, gărzile? Aproape la fiecare răspântie de drum, ați văzut gărzile? Uitați-vă în colții camerelor, tot cu puterea imaginației. Fiecare colț este câte o gardă un soldat în armată. Știți pentru cine sunt ei aici? Credeți că sunt pentru Iacov? 147 de ani să-l păzească să moară? Nu, nici Pentru ei la alții. Ei sunt aici pentru că astăzi în vizită la tatăl său este prințul Egiptului. Ați remarcat că printre toți copiii ăștia lui Iacov este unul care nu seamănă cu ei deloc? Eu așa mi-l închipui dați-vă la el prin putere imaginației statură prin ceară stă drept zâmbește reținut e îmbrăcat în haine scumpe de prinț nu? am zis că nu are cum să fie frate cu ei vreau să vă spun că este el este Iosif Iosif prinț al Egiptului fiu al lui Iacov în el, în dreptul lui, se împlinește ce spune aici textul, binecuvântările tatălui tău, întreg binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Dacă am stat puțin de vorbă cu Iosif, dacă ne-ar permite gărzile să ne apropiem, dacă ne-ar lăsa să-l întrebăm care este lecția majoră a vieții tale, știți ce ne-ar spune Iosif? Ne până la capăt. Să nu te părăsească niciodată nădejdea dacă ești cu Dumnezeu. Nădejduiește până la capăt. Deși nu pare, acum miroase frumos, este îmbrăcat în haine alese, are statură princiară și este un om așa de realizat. Deși nu pare, Iosif este omul care a suferit cel mai mult. Mai mult decât toți frații săi luați la oaltă. El este omul care a stat cel mai mult în școală. Nu, el nu este omul educat de tatăl său. Dumnezeu l-a luat rapid de sub mâinile lui Iacov și l-a pus în școala sa. Mai sunt astăzi teologii populare care spun că școala lui Dumnezeu e o școală ușoară, trece repede prin ea ca gâsca prin apă, nu e adevărat. Școala lui Dumnezeu este o școală grea. Dar Dumnezeu scoate întotdeauna din ea prinți. Întotdeauna scoate prinți din ea. E o școală grea. A suferit teribil de mult Iosif. Stați de vorbă cu el. Întrebați-l pe Iosif când a fost cel mai greu în viață. Când a simțit că nu mai poate. Când a simțit că nu mai merită să respecte nicio regulă. Când a simțit că toate lucrurile s-au dus, că viitorul lui nu mai are nicio nădejde. Stați de vorbă cu Iosif. Întrebați-l când ți-a fost prietene cel mai greu. Când te-au aruncat în groapa aceea, în fântâna aceea uscată, atunci ți-a fost greu? Ce te-a durut cel mai tare? Faptul că te-au lăsat să moară sau faptul că te-au lăsat frații tăi să moară, să mori? Când ți-a fost greu, Iosif? Când ai fost în caravana aceea izmailiților care se duceau către nicăieri pentru tine? Întrebându-te ce se va întâmpla cu tine dacă nu cumva vei pieri mâine. Întreabă-te, întreabă, -te, întreabă -te, Iosif, cum a fost în piața de sclavi? în Egipt. Cum, 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 trebuie să fi fost când au venit să te controleze la dinți, să vadă dacă meriți doi bănuți? Cum a fost Iosif? Cum a fost? Cum a fost în casa lui Potifar când după ani de muncă, ani în care ai adus binecuvântarea lui Dumnezeu pentru casa aceea, a trebuit să fugi și nimeni să nu-ți ia apărarea, pentru că acolo a existat o femeie care semăna mai mult cu Levi și cu Simeon, decât cu oricine altcineva. Și ea, strivită de pasiuni, de moment și de sentimente, când ți-a fost mai greu? În închisoare, Iosif. Cum ai reușit să păstrezi tonusul bun? În închisoare, Iosif. Când ți-a fost mai greu? Când te-a uitat și ea în închisoare? Când ți-a venit să renunți? Și Iosif vă va spune niciodată. Am crezut că ceea ce El mi-a promis, El va duce la împlinire. E adevărat că drumul n-a mers drept către țintă. E adevărat că am coborât uneori până în vala umbre morții. Dar când îl ai partener de drum pe Dumnezeu, azi ești vala umbre morții și mâine te-a ridicat Dumnezeu pe o stâncă. Stați de vorbă cu Iosif. Toți aceia dintre dumneavoastră care sunt deznădăjduiți, toți aceia dintre dumneavoastră care simțiți că nu mai aveți viitor, că nu mai aveți scăpare, că ați ajuns într-un moment, într-o etapă a vieții dumneavoastră din care nu mai puteți ieși, stați un pic de vorbă cu Iosif. Întrebați-l pe Iosif de câte ori a fost în astfel de momente. Și vă va spune de câte ori, acolo unde nu exista un drum, a făcut Dumnezeu un drum. Acolo unde nu exista posibilități, a dat Dumnezeu posibilități. Acolo unde oamenii te dădeau la o parte și te considerau nepotrivit și ți întorceau spatele și uitau de tine, nu te-a uitat cel prea înalt și-a adus aminte de tine și și-a întins bunătatea peste tine, clipă de clipă, moment de moment. Stați de vorbă cu Iosif. Și Iosif vă va spune că nu-i moment în viața asta în care să renunți la nădejdea în Dumnezeu. Că și în ultima clipă a vieții tale, Dumnezeu va afară să, ce să răsară soarele Lui peste tine și împreună cu El își va înnoi bunătățile și îți va spune că îndurările n-au ajuns la capăt pentru că Dumnezeu este credincios. Credincios, credincios, credincios promisiunilor sale. Stați de vorbă cu Iosif. Iosif va spune să nu renunțați niciodată. Chiar dacă acum drumul e greu, chiar dacă acum școala lui Dumnezeu pare cumplit de dificilă, răbui pe roata olarului. Știu că doare. Dar crede în olar. Crede că mâinile acelea care au făurit atâtea vase de cinste va face și din tine un vas de cinste. Mai acceptă frământările lui Dumnezeu. Mai acceptă confruntările lui Dumnezeu și lasă-te în palmele lui. L Am spus seara asta că viitorul începe azi, cu fiecare decizie, cu fiecare lucru pe care îl facem. Și că pe măsură ce ne construim viitorul, trebuie să avem grijă la caracterul nostru. La ce fel de oameni devenim. V-am spus că regulile contează. V-am spus că sentimentele nu sunt stăpâni buni n-ai de ce să te lași condus de propriile sentimente. Un bagaj de emoții stărnite de reacții chimice. Nu. Și v-am spus să ne dășduiți până la capăt. Îmi spun și mie același lucru. Și acum la final aș vrea să vă întreb în ce etapă sunteți. Poate că sunteți în etapa în care trebuie să reconsiderați regulile. Să cereți de la Dumnezeu putere să le respectați. Putere să i rămâneți credincioși indiferent de circunstanță, indiferent de oferta pe care diavolul vă o întinde, rămâneți credincioși regulilor lui Dumnezeu. Poate că sunteți în etapa în care sentimentele întunecă privirea și face inima să tresalte. Trebuie să cereți din partea lui Dumnezeu putere să rămâneți stăpâni peste sentimente, cu inima și mintea clară, să vedeți bine voia lui Dumnezeu cea plăcută și desăvârșită. Poate că sunteți în etapa în care deznădăjduiți. Cerem lui Dumnezeu, Doamne, de ne putere să rezistăm până la capăt. Știu că într-o zi ne vei lua la tine să ne faci prinți ai cerului tău. Aș vrea să ne rugăm pentru asta. Aș vrea să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Nu știu etapa în care ești tu, știu etapa în care sunt eu, dar în etapele în care suntem noi, noi toți avem un partener de drum vrennic de încredere. Hristos Domnul. De aceea, ridicați picioare, fără multe emoții și sentimentalism. Fiecare dintre noi stă înainte acestui Dumnezeu credincios și cere putere pentru etapa în care El se află. Și Domnul să ne asculte rugăciunile. Biserica se roagă.